Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate împlinești și misterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățești pe noi de toată întinăcirea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine cu neputințe noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne îndepărtează de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scunându-ne Sfințom că de mânăita Ta, Bunule, și cântare îngerească zăgăm Ție puternice, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru căciunea Îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Din pat și din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzile mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru căciunea tuturor Sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără de veste, judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru că născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă mulțumesc Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă Ta bunătate și pentru îndelunga Ta răbdare nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără legile mele. Cere toate bine de oameni după obicei și într-o deznădăjdire, zicând eu m-ai ridicat ca să slăvesc puterea Ta dis de dimineață. Deci acum luminează-vă ochii gândului, deschidem gura ca să cuget la cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să scânț într-o mărturisire a inimii și să laud prea Sfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni viitoare m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul am musculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele ca și al Sfântului și înțelegătoare toate puteri și binevoiește ca din inimă curată și cu duc de smerenie să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarul celor înțelepte cu luminata făcuria sufletului meu și să te slăvesc pe tine Dumnezeu cuvântul ce slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Lui Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunoști și păcatul meu înaintea mea este pururea Ție, unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa că dreptul ești într-un cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, Tu fără de legi m-am zămizlit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și le-a spus în înțelepciunii Tale mi-arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzi, nu mi-ai vei da bucurie și veselie, bucuroase, uroase, mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată, zdește pentru mine Dumnezeu, ești drept, dorește pentru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul tot cel să nu-L lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și de cei de credincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă inima mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va deschide la oda Ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat ardere tot unde vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminit, inima frântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardere tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie într-o mine voia Ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea Sfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn, sculându-mă cântare de miez de noapte, aduc ție Mântuitorule și înaintea Ta căzând stric ție, nu mă lăsa să adorm în moarte păcatelor,
ci mă miluiește Cel ce te răstigni de voie și pe mine Cel ce zacă în lemnul grăbind, mă scoală și mă mântuiește. Ca să stau înaintea Ta în rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către Tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog, Ție, ajută cu milostivirea Ta toată vremea și în tot lucru. Izbăvește-mă toate lucrurile lumești, cele rele și desporirea diavolească, izbăvește-mă și mă duc în veșnica Ta împărăție, că Tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele. Și întru Tine este toată nădejdea mea și Ție slavă, Ție înalți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari, mi-ai dat mie robului Tău de a trecut timpul în nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însă Stăpâne făcătorul la toate câte sunt. Învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule, Atotțiitorului care primești de la putere cele cerești, cântarea întreiți sfântă, primește și la noi nevrenci robii Tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul Ție slavă să-Ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Atotțiitorului, Dumnezeu puternic și al tuturor trupurilor, care din cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, care cercetezi inimile și rărunchiul și tainele oamenii știi cu adevărat lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărată fără de moarte, primește rugăciunea pe care o aducem ție din urile noastre, cele întinate în acest seas am luat îndrăznit pentru mulțimea minilor Tale, iartă-ne nouă greșelile ce am greșit înaintea Ta, cu cuvântul, cu fapta, din știință și neștiință, curățești și îmbrăcăm de toată întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și Sfântului Tău Duh și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți așteptând luminata și sânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după platele, după faptele lui. Că, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând și priveghind și sculați în lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămarea slavii micilor Dumnezeu și unde este glasul cel necetat a celor ce Te laudă și nespusa dulceața celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavii Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată care luminește și simțești toate și pe Tine Te laudă toată făptura în vecea mea. Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al minilor, cel ce faci cu noi pururea lucruri în mașină cu a nevoie de urmare. Slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă sos pe odihna nepătiților noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără dregele noastre. Și după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi dis de dimineață. Spre a slăvi stăpânirea Ta, pentru aceea ne rugăm bunătății Tale cele neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenii și deschide gura noastră și umple de laudele Tale ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție Dumnezeului Celui slăvit de toate și de toți, Tatălui Celui fără început împreună și unui născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunul și de viață Păcatului Tău ca acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc, Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de-am greșit sau cu mintea, sau cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu fapta, iartă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea de trândăvirea și nesimțirea cea împetrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta Ta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, dar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite-mi la Tatăl ajutorul meu ca să preazlăvesc prea Sfânt numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și nevrednicul robul Tău într-o părăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aduce-mi aminte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și tăria voii și blândețe. Doamne, sădește-mi mine rădăcina bunătăților, frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc din tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvincioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie pentru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Sfinte Îngere al lui Hristos, către fiecare, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, Tu ești dat mie de la Sfântul Botez, spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu cu leina mea și cu obiceiurile mele cele rele am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine cu toate lucrurile mele cele rele și de rușine. Cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neascultare, cu neiubirea de frați, cu ținerea de mintea rău, cu iubirea de argint, cu desânarea, cu mânia, cu scumpătate, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multă vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprindere spre desânare, având deosebită voire spre toată copta cea trupească. Ori avăirea mea pe care nici dobitoacele cele necumătătoare nu o au, dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat?
sau cu ce ochi îngeri al lui Hristos vei căuta spre mine, cel ce m-am bucat așa de rău în lucrurile ce neîntinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și tot ceasul? De aceea cad înainte ta și mă rog păzitorul meu cel sfânt, milostivește despre mine păcătosul și fii mie într-un ajutor și sprijinitor asupra pijmașului meu celui rău, cu sitele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș, cu toți simți acum și bucurea și în vece vecelor. Amin. Prea sfântă stăpâna mea, de Dumnezeu născătoare, cu sintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smerit cu șticărosul robul tău, deznădăjduirea, uitare, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile ce ne-ntinat. Cererele și bulitoare de la ticăloasa mea inimă și la întunecată în minte. Și stinge văpaia pofturilor mele că sărac sunt și ticălos și mă izobește de relele cele multe și de aducerile aminte și de neravurile și de toate faptele cele rele mă zlobozește, că binecuvântat ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea cea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperitoarea celor necăjiți. Vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mă ca pe un neputincios, rănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, deci dezleagă precum voiești, că n-am alt ajutor fără de tine, nici altă folosire grabnică, nici altă mângâitoare bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvinte-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât herovinii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafinii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru că cine prea curate mai cistare, putrea cinstit de viață făcătorii cruci. Pentru că cine simți urmăriți și lăudați un apostol care prea cuvioșul Dumnezeu purătătorul părinților noștri și cu ale tuturor simților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca om bun și de oameni viitor. Amin. Amin. Adică așa să fie, da?
Ajută-mă! Cum o supăr? Ha, nu o altul! Mai nu supăr! Ea nu supăr! Dar cine vorbește acolo? Rez, jos! Ana! Ha, 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 mai râde! Jos! Da. Cine se mișcă? Maria. Maria s-a mișcat. Jos! Ai râs? Ai râs? Stai jos! Terapie? Nu râdem! Respectăm regulile! Pâinea noastră și are toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru binecuvântează așezământul acesta în care votura pe noi, lovii tăi, că Sfânte și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poftă bună, da? Ne-am reunit astăzi la cea de-a șasea ediție a școlii de vară Lăsați copiii să vină la mine, organizat aici în parohia Adormirea Maicii Domnului de la Zemeș. Suntem la Zemeș, aș putea spune cu mâna pe inimă, într-o comunitate binecuvântată. Atâta timp cât există o colaborare strânsă între școală, biserică, primărie, comunitate locală, părinți, bunici, de ce nu. Lucrurile care se petrec astăzi aici, care s-au petrecut și în celelalte 5 ediții, reflectă această binecuvântare. Dacă la prima ediție copiii au fost oarecum sceptici și au participat în primele zile, ține minte și chiar rememoram cu părintele, au fost undeva la vreo 30-40 de copii, pentru că mulți au gândit, școală de vară la biserică, cine știe ce se întâmplă, cine știe cât de serios va fi, vom sta mai mult în biserică, dacă nu facem activități. Am ajuns la peste 100-150 de copii în fiecare an, pentru că l-am descoperit pe părintele Grigoraș și am descoperit, de fapt, latura aceasta copilăroasă, darul acesta de a-și apropia copiii și de a ne apropia și pe noi adulții, de a ne face și pe noi adulții să scoatem copiii din noi. Suntem foarte fericiți în această săptămână și mulțumim părintelui pentru că este foarte atent la toate detaliile, la organizarea activităților, la musafirii și invitații pe care îi avem an de an. Ce vă mai pot spune despre școala de vară? E un soi de activitate care ar trebui să se extindă la nivel național, pentru că e un mediu în care noi ne apropiem și e un mediu în care ne descoperim unii pe alții, diferit de la școala tradițională pe care noi o parcurgem într-un an școlar. Vreau să mulțumesc încă o dată părintelui, vreau să mulțumesc colegilor mei, vreau să mulțumesc părinților, bunicilor și nu în ultimul rând sponsorilor, celor care fac posibilă desfășurarea acestei școli de vară. Și de ce nu, vă așteptăm la Zemeș, pentru că la școala de vară nu participă doar copiii din Zemeș, participă și copiii care vin la bunici. Nu degeaba, se numește Lăsați copiii să vină la mine. Vă mulțumesc și vă așteptăm la Zemeș. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și în încredințarea Înalt Preasfințitului Părintele nostru Arhiepiscop Ioachim Băcăoanul, ne-am reunit astăzi la o săptămână din ediția a șasea a școlii de vară Lăsați copiii să vină la mine. Este un prilej de bucurie atât pentru copii cât și pentru noi cei care suntem alături de ei să îi scoatem din grijile cotidiene pe care le au și anume știm cu toții, mai ales în ziua de astăzi, petrec foarte mult timp pe telefon, pe tabletă, uitându-se la televizor și iată că i-am scos din casă și i-am reunit aici la diferite jocuri, la activități pe care, iată, avem alături de noi astăzi, cum avem astăzi pe Poliția Română, care au trimis aici două echipaje de Poliția Rutieră și Poliția Criminalistică, în care să învețe cum trebuie să ne comportăm în trafic, ce trebuie să facem ca să nu greșim în ziua de astăzi. Acest eveniment, iată cum spuneam, este la a șasea ediție și împreună cu Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, prin bunăvoința doamnei director Daniela Mărian și a cadrelor didactice din această școală, pe lângă cei care au fost alături, Primăria Zemeș, Spas Zemeș, după aceea sponsorii care, partenerii care au fost alături de noi, Comsilen, Zedupan, Secemit Center, domnul Valentin Rotilă, împreună cu doamna Simona,
și cei care au mai fost și care vor mai fi alături de noi, sperăm ca acești copii să poată să plece mai, nu neapărat îndreptați acasă, ci cu mai multe prietenii și cunoștințe care, iată, aici, la această școală de vară, ei și le fac pe parcursul acestor zile pe care le serbăm aici și să plece cu gândul că pot să facă mult mai multe pentru, atât pentru ei, cât și pentru comunitatea din care ei fac parte. Îi mulțumim, cum spuneam, bunului Dumnezeu și sperăm ca această ediție să nu fie ultima, ci în continuare să așteptăm, pentru că, după cum ați văzut, sunt peste 100 și ceva de copii pe care, iată, îi așteptăm zi de zi aici să vină, să se bucure, chiar dacă căldura este insuportabilă, dar sperăm să se simtă bine și sperăm și așteptăm din ce în ce mai mult să se întoarcă și să vină la această școală de vară. Vă mulțumesc!